A, noroc, boss. Ce faci, domnule, de când nu te-am văzut? Ba, chiar că... M-aș întreba, ce s-a întâmplat? Te însori, vrei să ne vedem, să mă chem la nuntă sau ai vreun botez sau ce-o fi? Băi, să chiar mi-era tare dor de tine. Da? Da. O leacă dor de tine, o leacă dor să scap de datorii. Deci, care mai e viața? Adică ce vrei? Bă, totul bine, am, n-am niște probleme, nu, te, nu te mai încarcă, sunt bine, sunt ok. Ok, sigur ești bine? Na, mă mănânc în curs, întreb. Am o problemă, dacă vrei să știi acum și mă întrebi, nu-i chiar foarte bine. Rahat, eram sigur că e ceva. O joci ca să pară că mă preocup și te întreb și după aia să vezi, Doamne, că să te ajut și mă prefac că sunt îngrijorat. Vai de mine, ce problemă? Am niște cheltuieri mari, au apărut și nicăieri. Mă întrebam dacă poți să mă împrumuți tu. Acum mă prefac în pas de viața ta personală și trecem direct la subiect și tu îmi ceri bani și eu mă fac că nu am și bla bla bla. Dar ce cheltuieli? Păi și mama în spital, îți dai seama, nici nu vrei să auzi de cheltuielile astea și dacă, mă gândeam dacă ai tu cum să mă ajuți cu banii dacă tot ai deschis subiectul acum. Doar nu îți nebun să zic că am băgat la aparat toți banii și jantă până la salariu. Da, da, eu am deschis subiectul, bineînțeles. Fai de mine, îmi pare tare rău să aud asta, dar din păcate nu cred că am cum să te ajut, că nici eu nu-s cu banii foarte bine, n-a știi cum e, ca la toată lumea. Dar e rău tare când pățești așa cu rudele. Mamă, cât am auzit-o pe asta cu măta în spital. Nu au văzut măta în spital, cât ai băgat-o tu acolo. Știu, mă simt prost când am și mai mult succes financiar să... Acum o dau și eu la sentiment, poate, poate. Da, 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 știu, dar nici eu nu... Nu-s bine cu banii acum, trebuie să înțelegi. A, da? Te cred. Zgârcitule, crezi că nu știu că ești bine pe cash? Tocmai te-ai promovat și la muncă, o arză mai prin Tenerife, Maldive. Măcar puteai să nu postești tu alea pe Instagram să le văd eu. Da, complicat și la mine cu banii, na. E ca la toți până la urmă, știi cum e. Trebuie să apară și BMW-ul ăsta nou și e cu full option, da. Nu poți acum... Da. Ți-am dat și leg la ultima postare pe Instagram, mi-a plăcut ce ai postat. Ca să știi că știu că o duci bine. A, nu, n-am băgat seama. Mersi frumos dacă ai dat like. Nu știu, ce postasem? A, cred că am intrat într-o capcană. Poza aia din club, cu șampania mare, tăi, cu prietenii, că faci tu cinste la masă acolo. Deci, tot nu mai ai bani? A, păi nu, era Caterin, că îți dai seama, nici măcar nu era șampanie acolo, era apă de la robinet, nici măcar n-am adus-o eu, adus-o altcineva, eu nici măcar nu eram în poza, era photoshopată. Eu atunci, să zic sincer, eram la biserică. Ha, mamă, ce am mușcat-o. Hai, și după erai la următoarea poză într-un Lamborghini închiriat și ai zis, mamă, ce viață mișto am eu, era... Știam eu că trebuie să-mi dezactivez contul de Instagram. Ok, cât ai nevoie?